Am nemeritat și după Matale la Storceanu. Matale este al treilea sau al patrulea. Da. Domnul e primul și al doilea, că de când așteptăm de o oră, zice că în 20 de minute vine. Vine. Asta ce e, bre? Asta este saramură de pește. Saramură de crap. De crap. Da. Are oasele rare. E foarte bun. Nu arată ea foarte așa de bună, e gustoasă. Deci dacă vreți, tot vă dau să vă. Ce rugămintea? Mă rupeți paharul ăsta acolo, că să nu pierd rândul. La Storceac, ca să... Da. Am aici niște olteni care vor să mănânce un borș de pește. Eu sunt primul. Domnul Tifar, câte idee? Vrem să vedem când puneți la oalele alea, nu stați cu spatele. A venit strâmbătorul de lei. Are pe la grătoare, Cracea Urmă. Grătoare, Cracea Urmă. Da, da, omul. Auzi, n-a vrut să mă ia pe mine să carcea unul, că dacă mâncam un poloric de ăla, făceam o pagubă de două ceauri. La borșul de pește secretul se iei printre ultimii, că toată ce se înțaia ca de la fund. Da, să ia, ia seama. Care? Câte? Mie-mi trebuie 5. Și pâine. Hleb, să zice în limba rusă, o să întreb în limba rusă și poate zice românește. Matale ulei fără pâine? Nu, eu iau cu pâine. Eu, măgarul, la urmă care. Da, da, da. Da. Gata, mă aveți, gata. Asta e a mea, unde e a ta. Hai, poftă mare, dobre, zeni! Mănâncă mai puțină frumos! Hai, poftă mare! Mulțumesc! Două! Două!